Bună ziua, dragi elevi! Bună ziua! Eu aș vrea să adresez câteva cuvinte înainte de a începe spectacolul nostru dedicat zilelor de 30 noiembrie, Sfântul Andrei, respectiv Ziua Națională a României, pentru că am încredere în voi și cred că acest spectacol poate fi desfășurat în condiții optime. Adică, cu respect unii față de alții, pentru că noi am muncit aici și să nu uitați că ați fost favorizați unii dintre voi pentru a participa la acest eveniment. De asemenea, doresc să mulțumesc cadrelor didactice, colegii mei diriginți, elevilor claselor a 5-a până la 8-a, care ne-au ajutat să realizăm acest eveniment și nu în ultimul rând să mulțumim și doamnei profesor Erche Disanda, care a realizat o expoziție cu lucrări realizate de voi și astfel ne-a făcut sala mai frumoasă și a prezentat un decor care se potrivește evenimentelor. Acum o să dau cuvântul Ralucăi Ilca, elevă în clasa 8B, pentru a prezenta mini-spectacolul nostru. Vă mulțumesc frumos! Bună ziua! Mă bucur să vă am alături la spectacolul oferit de către elevii ciclului gimnazial din cadrul Liceului Tehnologic Energetic Dragomir Curmuzescu Deva, cu ocazia celor două sărbători importante, care tocmai ne bat la ușă. Este vorba despre 30 noiembrie, ziua Sfântului Andrei și cea mai importantă sărbătoare a românilor, 1 decembrie, ziua națională a României. Spectacolul va fi deschis de către elevii claselor a 7-a B și a 8-a B, care vor prezenta tradiții și obiceiuri practicate cu ocazia sărbătorii Sfântului Andrei. Sfântul Andrei, ocrotitorul României, cel despre care se spune că a răspândit credința pe praiurile României, este întrebat pe data de 30 noiembrie. În această seară se spune că spiritele rele ies pe pământ să bântuie oamenii, de aceea mai numim și Halloween-ul românesc. Elevul Bârlea George ne va prezenta ieșirea strigoilor. În cultura românească, ieșirea strigoilor este o tradiție care constă în multe măsuri de prevenție. Strigoii sau ființele care nu ajung în lumea de dincolo vin pe pământ să-și viziteze rudele. Călătoresc pe apă și pe uscat, strigând și miorlăindii. Sunt percepuți de oameni ca fiind niște creaturi foarte periculoase pe care trebuie să ne ferim astfel. Ascunderea obiectelor periculoase, ungerea cu untură, consumarea de usturoi și punerea acestuia la geamurile și hornurile sobei sub formă de cumună. Elevele Vraciu Roberta și Popa Ana ne vor prezenta Noaptea Vrăjilor și a Farmecelor. Această seară este cea mai importantă în materie de vrăji și farmece. Câteva obiceiuri pe care fetele le prezintă în această seară sunt: pregătirea celor 9 cișcuțe de apă. Fetele toarnă 9 cișcuțe de apă într-o streahină, iar apoi le așează sub o icoană. A doua zi se toarnă apa din streahină în cele 9 cișcuțe de apă, iar dacă acestea se vor umple, norocul va fi de partea lor, dar în caz contrar, norocul nu va fi de partea lor. Pregătirea turtei. Fetele pregătesc o turtă din apă, sare și făină, pe care ingredientele sunt măsurate cu o coajă de nucă, iar acestea vor gusta din turtă. Pe cel care îl visează că va aduce apa, acela este alesul. Fetele fac un colac, un cățel de usturoi mută. Dacă usturoiul răsare, fetele au noroc, iar dacă nu, acestea nu au. Fetele merg la fântână, aprind o lumânare, de la Paște afundă în apă până când aceasta luminează suprafața apei. Și spun, Sfinte Andrei, scoate chipul în fața apei, că am vins să-l visez, că aș vrea să-l văd. Chipul urstitului costă 9 păcoave, 9 ace, 9 puse, 3 cuțite și o coasă, toate împrăgustate în foc, iar după obiectele se desfăcă. Urmează momentul pregătit de către elevii clasei a 5-a C,
Sfântul Andrei este Sfântul Protectorul Scoției, precum și alte țări, cum ar fi Ucraina, Rusia, Polonia, Grecia, Germania și România. Sfântul Andrei a fost unul dintre primii apostoli ai lui Isus și a fost condamnat la moarte și răstignit de către romani în Grecia. Sfântul Andrei este sărbătorit pe 30 noiembrie în România. 30 noiembrie marchează sfârșitul toamnei, începutul iernii. Și această perioadă coincide cu momentul în care lupii formează haite de câte 12 și vânează pentru perioada grea a iernii. But St. Andrew Eve is not just about wolves. According to more ancient beliefs, the spirits of the dead are now allowed to re-enter just for one night into the world of the living. So along with wolves and spirits, the vampires are also enjoying this moment of chaos, dancing and hunting, tormenting people and animals. As expected, people take strong measures to protect themselves, hanging garlic around their houses. Dar seara Sfântului Andrei nu este despre lucru, conform credințelor străvechi, spiritelor morților li se permite să reintre în această noapte în lumea oamenilor. Deci alături de lumi, spiritele, vampirii se bucură de acest moment de haos, dan și vântuire, chinuind oameni și animale. Oamenii se protejează agățând usturoi în jurul casei. As St. Andrew is considered the protector of the country, many boys and girls are named after him. This holiday is actually a feast for many people as they celebrate it like an anniversary. A cincea A. Cinci Andrei, Păscutoi Andrei. A cincea B. Panati Andreea. A cincea C. Lupta Andrei, Ioana Andrei. A șasea A. Brehuescu Andreea, Marica Andrei și Moldovan Andreea. A șasea B. Opos Andreea, Borica Andrei, Marceu Maria și Alba Andrei. A 7-a, Ruta Andreea, Benaia Andreea, Grigoraj Andreea, Irgină Andrei. A 7-a, Ruta Andreea, Prădatu Andrei, Mica Andrei. A 8-a, Helia Andrei, Mania Andrei, Lugian Andrei, Greco Andreea. A 8-a, B, Petia Andreea, Lupa Andreea, Ciupe Andreea. Românii de pretutindeni sărbătoresc pe 1 decembrie Ziua Națională a României, cel mai important moment din istoria românilor. În urmă cu 103 ani, la Alba Iulia a avut loc mare adunare și a votat unirea Transilvaniei cu România și a consfințit ceea ce acum numim România Mare. Îl invităm în fața dumneavoastră pe domnul profesor Sergiu Praforgescu pentru a ne introduce într-o atmosferă de sărbătoare. Bună ziua, mă bucur că sunteți aici în număr foarte mare și că apreciați și momentele colegilor voștri și acțiunea dedicată sărbătorii noastre naționale. N-am să mai spun foarte multe lucruri despre ce înseamnă 1 decembrie, pentru că Raluca a făcut deja introducerea și n-am vrea să ne repetăm. Voiam doar să vă spun că această acțiune de unire a românilor într-un singur stat este o acțiune care se întâmplă nu într-un centru, nu este decisă de câțiva oameni, ci este o acțiune a întregului popor. În toate provinciile au existat acțiuni de susținere care au arătat dorința de unire a tuturor românilor într-un singur stat. Am pregătit un film documentar realizat de colegii voștri din clasele mai mari de la profilul media, un documentar despre evenimentele desfășurate în Deva, evenimente care au arătat dorința de unire și susținerea fruntașilor români față de această acțiune politică extrem de importantă. O să-i dăm drumul imediat și o să vedeți și anumite momente care au condus la susținerea devenilor și celor din Ținutul Hunedoarei către acțiunea care avea să se desfășoare la Alba Iulia și veți vedea și câțiva dintre fruntașii românilor de atunci, oameni care au avut un rol foarte important în mobilizarea populară și în realizarea până la urmă a acțiunii de la 1 decembrie 1918.
Palatul Justiției în 1899, primăria în 1901, uzina electrică în 1905, iar în 1907 închisoarea, clădire în care acum se află Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Hunedoara. Orașul se află în plin proces de modernizare, cu străzi pavate și rigole de scurgere a apei, cu sistem modern de numerotare a caselor, cu soț pe o parte și fără soț pe cealaltă parte, cu iluminat public electric introdus în anul 1902. O invităm în scenă pe eleva clasei a 8-a A, Alexandra Belea, care ne va recita poezia Ce doresc eu ție, dulce Românie, scrisă de poetul Mihai Eminescu. Ce doresc eu ție, dulce Românie, de Mihai Eminescu. Ce doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glorie, țara mea de dor, brațele nervoase, arma de tărie, la trecutul-ți mare, mare viitor. Fiarbă vinul în cupe, spume-ce pocalul, dacă fiți mândri, asta le nutresc, căci rămâne stânca, deși moare valul, dulce Românie, asta ți-o doresc. Vis de răzbunare, negru ca mormântul, spalata de sânge, dușman fumegând, și deasupra idrei fluture cuvântul, visul tău de glorii falnic triumfând. Spune lumii largi, steaguri tricoloare, spune ce poporul mare românesc, când se aprinde sacru, candida-i vulvoare, dulce Românie, asta ți-o doresc. Guste fericirea raiului ceresc, tu-l strânge în brațe, tu-i fă altare, dulce Românie, asta ți-o doresc. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, tânără mireasă, mamă cu amor, fii trăiască numai în frăție, ca nopții stele, ca zilei zori, viață în vecie, glorii, bucurie, arme cu tărie, suflet românesc. Vis de vitejie, fală și mândrie, dulce Românie, asta ți-o doresc. Urmează momentul fetelor din clasa a 6-a A, care vor interpreta melodia patriotică Țara mea e un colț de rai. Odinioară, trăia pe aceste meleaguri o mamă care avea multe fiice. Le pusese nume frumoase după chipul naturii și frumuseților ei, al pădurilor, munților și al apelor. Țara românească, Moldova, Transilvania, Dobrogea, Bucovina și Basarabia. Dar, iată că la răstimpuri, se abătea pastrinii prin aceste ținuturi și îi răbea câte o fiică. Mama se întrista nespus după fiecare, dar, de plâns, nu a plâns niciodată și nici nu s-a plecat.
Era falnică precum un stejar. Lupta vitejește pentru a-și regăsi picele și le-a readuce acasă în țelul familiei. Care e mai mândră decât mine între toate țările semănate de Domnul pe acest pământ? Care alta se împodobește în zilele de vară cu flori mai frumoase sau cu grâne mai bogate? Care alta are în ținutul ei capitala care a stat ascunsă printre munți atâtea viacuri? De mii de ani, visez la râuri limpezi și locuri sclipitoare ce au fost portate cu perințelor îndelungate. Sper că ați ghicit, în țara românească. Mă întreb, care dintre noi a avut pe lume soartă mai zbuciumată? Ce neam de oameni a stat mai vitea și mai întreg în fața tuturor dureri? Unde ar fi ajuns el astăzi dacă ar fi fost lăsat în pace? Suferințele acestea au pus o blândețe divină pe figura țăranului nostru. Inima lui este plină de milă pentru cei nenorociți. Într-o zonă așa de frumoasă, cu un trecut așa de glorios, cum să nu-ți ridici fruntea ca falnicii strămoși și să spui mândră, sunt Moldova. Vorba cea mai dată a munților Cătari se așează o țară mândră și necumutată între toate țările. Un brâu de munți se părește precum zidul o cetate, toată această țară și din trânsul Ircicolea, păduri stufate, câmpii arse și năruite, strângi propăstivați și comorile semuite. Aceasta este Transilvania. Eu sunt țara cea mai mică, țărișoara în care toate cele trei flori, nemuritoare, își întind tulpinele spre Marea Neagră. Alții cine sunt eu? Sunt Dobrogea, ținut ce se întinde de la Dunăre la Marea Neagră. Și noi suntem surorile voastre, nu ne lăsați, vrem să fim alături de voi. Ați ghicit, noi suntem Basarabia și Bucovina. Și uite așa, luptând neobosit, iată mama a reușit să-și aducă din nou toate fiicele acasă, unindu-le în jurul ei ca un copac maestuos cu ramuri bogate. Și când le-a simțit pe toate lângă ea, a fost clipa aceea fericită și a întinerit dintr-o dată, pentru că unirea îi dădea putere, iar câte de dreptate și libertate a făcut-o nemuritoare. Trăiască România! Împreună să fim pe vecie! Ultimele, dar nu cele din urmă, sunt elevele clasei a 7-a, a 7-a-B și a 8-a-A, care vor prezenta o horă românească. Thank you.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi în cadrul acestui spectacol și vă invit pe toți cei care doriți să veniți alături de noi pentru a face o horă mare. Când viața bate filmul, ia-ți destinul în mâini. Devino propriul tău scenarist, pentru că viața merită trăită. Dacă ți-a plăcut clipul, dă un like și un subscribe. Abonează-te la canalul de YouTube Energetic Deva.